Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mâncare, zic că acolo ne pricepem sau nu? La mâncare, ne pricepem sau nu? Începem, da. Eu nu zic ne pricepem sau nu? Măi, ne pricepem așa și așa, dar să știi că nașul Adi Hădean așa mi-a explicat la un moment dat, apropo de cum se gătește carnea, nu știu ce, l-am întrebat, bă, ție, cum îți iese atât de bine când faci? Și zice, după ce strici un vagon de carne, după ce arzi un vagon de carne, încep să înveți. Corect. Eu m-am uitat la el, bun, el e profesionist, își permite, eu nu mi-am permis un vagon întreg, dar cred că un portbagaj de lucruri am mai stricat, am mai ars și eu. Cel mai dur a fost când am ars niște ardei iuți, fără să vreau, în tigaie. Ne-am luat de la asta cu o doamnă din Harghita, care săraca a leșinat de la ars mâncarea în bucătărie și au venit pompierii. Dânsa și-a pierdut cunoștința și a fost nevoie de intervenția pompierilor și smurdu, a făcut așa un fum încât pur și simplu s-a asfixiat. Serios? Soțul i-a zis că e foarte bună mâncarea, nu și-a permis să-i spună altceva. Nu știm ce a fript, ce a prăjit, dar ars și a făcut fum. Și orice bucătar începător popățește cel puțin o dată. Uite, mie nu mi s-a întâmplat. Încă nu ești începător. Așa? Încă mai ai până să încep. Eu am pățit-o cu ardei. Adică am vrut să frig un pic, să prăjesc, de fapt, condimentele înainte să le pun în ceva, într-o mâncare indiană. Da. E bine să faci asta, știi? Da, ca să le, da, să le potențezi. Da. Boabele de piper, un pic de chimen, boabele de coriandru și niște fulgi de ardei iuți am pus și am pus pe, mă rog, era o mâncare mai, am vrut să fie mai picantă. Uh-huh. Și am pus pe tigaie, am pus-o pe foc și m-am luat cu treabă. Nu știți cam ce, adică nu cred că vă imaginați. 10 august e nimic. Pe lângă cum este o bucătărie în care este fum de ardei iute, ars. N-am încercat. Era, nici să nu încerci vreodată. Era o melodie, era o metodă de, era o metodă de tortură în evul mediu, să-i dai cu fum de ardei iute. Deci zici că mori, pe cuvânt. Oricum, o greșeală impardonabilă la nivelul tău să... Era adică mai... nu mă așteptam. Cum să lași condimentele pe foc și să pleci? Nu, n-am plecat, m-am întors un pic. Mai aveam, am zis că fac mai multe lucruri deodată, știi? Nu, e complicat, mai întâi, na. Tu ce ai? Deci în bucătărie bine să te limitezi la puține acțiuni, să nu faci concomite prea mult. Ieri am făcut un puiule la cuptor. Da? Și l-am marinat cu iaurt. Așa. Și m-am gândit eu că eu de obicei când marinez cu iaurt, spăl carnea înainte să o, adică o spăl, o ștergi înainte să o gătesc. Da. Dar mi-a recomandat cineva să-l las așa. Că e bun, că se caramelizează și s-a caramelizat total. Cred că trebuia să... Dar bine, cred că ești de la cuptorul meu, adică a fost un cumul de factori. La ce temperatură ai pus? La, e vorba de 190 de grade. 190, ventilație vorbind sau fără? Partea de caramelizare, de ardere. Da, ventilație sau... Cu ventilație, pe fără ventilație... Păi nu... aici ai greșit. Că ventilația înseamnă că suflă pe el aer fierbinte, păi și da, evident că... Da, trebuia să-l lași un pic să se coacă el. Păi l-am lăsat, mureau copiii de foame. Tot veneau cât atât, 20 de minute. Da, și după vreo oră jumate m-a luat capul, că da, nu se mai rumenea puiul ăla. Dar termometrul ai pus. El era făcut, dar nu se rumenea. Și atunci am dat, eu oricum nu suport să gătesc la cuptor. Cuptorul încă pentru mine... Păi zi așa. Nu, păi da, deci ai greșit. Stai, mă, că era foarte simplu. Deci dacă el era făcut, nu mai trebuia decât să-i dai față la cuptor. Aici vreau să ajungem. Deci eu l-am făcut în vas de lut. Deci stai, mă, când l-am terminat, el era făcut, dar era plin de iaurt. Deci stai puțin. Acum pică mie fisa, când ai zis că tu nu vrei, nu-ți place să gătești la cuptor. Da. De ce am nenorocit eu cuptorul meu când ai venit tu și am gătit pieptul ăla de porc ușoric sub grilul de la cuptor? Da. Am spălat după aceea cuptorul ăla o zi întreagă. Cuptorul cu nu detergent. Se spală, lași că da, e făcut. Să fie... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.